Agenții economici afectați de pandemie care arendează spații ale municipalității vor avea parte de unele înlesniri. De exemplu, cei care închiriază spații în instituțiile de învățământ vor fi scutiți de plată pe perioada cât și-au sistat activitatea. Decizia a fost votată la ședința Consiliului Municipal Chișinău. Această scutire de taxă va crea pierderi de 800.000 de lei în bugetul municipal. Consilierii municipale au mai hotărât ca pentru ceilalți arendași ai municipalității afectați de pandemie, plata chiriei să fie eșalonată până la sfârșitul lunii noiembrie. Așadar, companiile care nu au activat pe perioada pandemiei nu vor fi scutiți de această taxă, însă o vor putea achita treptat. În prezent, municipalitatea dă în chirie aproape 400.000 de metri pătrați. În 2019, agenții economici au plătit în bugetul municipal pentru arendă în total 12 milioane de lei.